Mă duc la Iasmin acasă. Am coborât din autobuz și cred că am de luat ceva mandate. Nu știu exact. Cred că mandate poștale am. Secret Santa, Secret Santa și aici un cadou. Hei Santa, bine ați venit la un nou videoclip. De data aceasta avem un colet Secret Santa și scrie aici de la cine este, de la Maria Iuliana. O să vă pun Instagram-ul ei pe aici undeva, Bookstagram-ul, pentru că nu am știut de la cine primesc acest Secret Santa. Mai avem un Secret Santa, dar îl filmăm pentru un alt videoclip. O să mă pun să-l desfac, să vedem. Am mai primit un cadou de la o prietenă de pe Bookstagram. Îi mulțumesc enorm că mi-a făcut această surpriză, pentru că nu mă așteptam. Dar pe aceea nu o să-l filmez, am făcut poză dacă vreți să-l vedeți pe Instagram. Deci mi-e frică să nu stric ceva. Na, și pe aceea nu le-am filmat pentru că nu știu dacă vrea neapărat să filmez. E o prietenă, nu este Secret Santa și e așa mai personal. N-am vrut să vă citesc din scrisoarea, nu am. Și atunci am zis, lasă că pozez mai bine și vă arăt pe Instagram ce am primit. Deci mi-e frică să deschid. Haideți că o să dau jos cumva aici ambalajul. O să stric acum oricum ambalajul ăsta. O să vă reușesc. Și știți deja ce se aude pe fundal e Niklaus, care face gălăgie de fiecare dată când eu filmez. Gălăgie, mama. Să vedem, o să dau jos. Nu trebuie să dau jos. Așa arată ele. Ce drăguț sunt după pipate! Cât de drăguț! Vai, nici nu știu dacă să vă filmez așa sau să... Nu, o să vă arăt eu de aproape. O să scot de aici cu un pachetel. Foarte drăguț! Mi-e și milă să le stric. Mă pus să le fac o poză, pe aia revin. Asta este scrisoarea și nu o voi citi acum, o voi citi la final pentru că nu știu dacă sunt spoilere din pachet sau nu. Și o să încep cu cel mai mic pachetel, o să le iau de la mic la mare, cred, nu, cartea va fi ultima. Am acest pachetel micuț și v-am mai spus, nu? Că mi-e milă să le desfac. Da. Ce e bine că se desface frumos. Nu vreau să-l stric. A venit și Niklaus lângă mine, Niklaus. Pe Kindel. Papale. Camera. Ok, nu știu cum să desfac, să nu... Încerc și eu să desfac frumos. Pentru că vreau ambalajul ăsta. Vedeți cum a spart, da, mama? Mama e aici, vezi? Post-ituri. Oh, deja am distrus ăsta. E cu cățeluș. Eu mai am așa cu pinguin. Vai, cât îmi plac. Cățeluș. Uite cu cățeluș, mami. O să iau ala bala portul asta, pentru că presupun că este o lumânare. Cățeluș, dar nu-i voie cu cățeluș ăștia. Lasă-i aici, da? Ia să vedem, e aici. Să vedem, entuziasmată, deci mi-au venit 3 colete. 3 colete astăzi, toate 3 cadouri. Mă lasă și în chestia asta. Stai, mama. Să nu știu ceva.
Dă-te, mami, dă-te, uite lumânare, mama, să mirosim. Miroase. Niclaus aici, de-abia așteaptă să desfac, să-l dau și lui. Să le miroase. Deci nu vreau să o strâng. Păi, stai, că pică ceva. S-a dezlipit ceva, dar nu-i nimic, că-l lipesc eu la loc. S-a dezlipit un con din ăsta de brad. Dar o să-l lipesc eu la loc și... Mamă, cât îmi place! Cât e drăguț arată! Miroase, mama! Avem pachetelul ăsta. Și uite că merge să dau jos frumos. Să vedem dacă merge să și desfac frumos. Aba! Vai, neagră! Ciocolată caldă, neagră! Uite, ține, mă! Hai că iau cutiuța asta. Aia nu, mama, aia e de băut, mama. Asta bem. Nu-i papa. Nu-i papa, mama. Avem dulciuri. Vai, cât de drăguț. O să-i fac fix așa poză. Arată delicios. Vai, cât îmi place. De-abia aștept să le gust. Chiar nu le știu. Din afară de ciocolata Milka. Bun. O să luăm asta. Cutiuța asta. În caz că auziți ceva, eu deschid să ușa. Niclaus se plimbă. Și se aude și televizorul de dincolo și... Na. Asta face Niclaus. Se... Vai, cât de frumos arată. Ce-i ăsta? Vai, avem o cană! Hai că o desfac, să vedem cum arată. Cât de drăguț! Următorul este acesta. Nu știu ce-o fi. Așa lui. Să deschidem. E rece! E ceva rece în interior. Ce e asta? Stai, mama. Oa, știi că polisiren. Vai, nu cred. Nu cred. Cât de drăguț! Avem un brăduț din porțelan! Stai, mama, să arătăm! Stai să arătăm, mama! Da, da! Și ultimul pachetel este cartea! Și de-abia aștept să văd ce carte am primit! Măcar am salvat ambalajele. La vreo 3. Cu asta 4. Niclaus aici, lângă mine, strică decorul. Avem o zi de decembrie. Mă așteptam să primești ceva de Crăciun. O carte de Crăciun. Mulțumesc enorm, enorm, enorm pentru tot. Mulțumesc mult de tot. Îmi plac la nebunie. Și de-abia aștept, Doamne, să citesc cartea. O să vă arăt și sinopsisul. E genial sinopsisul. Chiar m-a făcut să-mi doresc cartea asta. Nu știam exact despre ce este vorba. După am citit de pe net. Sper că ați văzut. Oh, avem un set de carte. Și aici scrie, întotdeauna mi-am imaginat paradisul ca fiind un fel de bibliotecă și de aceea îmi face mare plăcere ca această carte să facă parte din biblioteca ta. Lectură plăcută cu drag, Maria. Mulțumesc mult, mult, mult de tot. Mai avem scrisoarea. Dragă moșului, m-am bucurat foarte mult atunci când am aflat că eu îți voi fi moș de data aceasta. Moșul a ales pentru tine tot ce a găsit mai bun și... Sper să-ți placă, da, îmi place la nebunie. Am încercat să și împachetez, dar nu mă prea pricep. Și aici nu te cred, pentru că îmi place mult cum ai împachetat. Scuză-mi, te rog, scrisul, căci moșul este mereu pe fugă. Și nu am vrut să ajungă cadoul la tine înainte de a-ți scrie câteva cuvinte. Faci o treabă minunată pe YouTube,
Oh, nu cred, mulțumesc. Și îți urez mult succes în continuare, mulțumesc. Nu sunt eu foarte activă acolo și nu sunt eu mulțumită 100% de ce fac pe YouTube, dar încerc și eu. Am și eu un canal de YouTube și mi-ar plăcea dacă mi-ai da o părere și câteva sfaturi. Sper să ai parte de tot ceea ce îți dorești, alături de toți cei dragi ție și să fiți sănătoși. Crăciun fericit! Mulțumesc din tot sufletul, îți doresc și ție la fel și familiei tale și în legătură cu YouTube-ul o să-ți scriu în privat și îmi zici și canalul tău. Chiar sunt curioasă să văd ce postezi. Cu toată dragostea, Maria! Mulțumesc mult de tot, mult de tot. O să păstrez scrisoarea pentru că eu păstrez toate scrisorile. Cam atâta cu acest Secret Santa și ne vedem cu următorul cadou. Cum v-am spus că am mai primit un colet de la prietena mea, am zis să vă arăt măcar cărțile, că poate sunteți curioși. Astea sunt cărțile pe care eu le-am primit. Tot de la ea am mai primit și chestițe pentru decorat, adică pentru poze. Dar vă las o poză cu tot ce am primit să vedeți și voi. Sper că v-a plăcut acest unboxing de Secret Santa și ne vedem data viitoare cu nou unboxing de Secret Santa. V-am pupăcit!